Dragi cititori, mă bucur să vă întâlnesc din nou pe calea undelor sau pe internet și o să vă vorbesc din nou despre romanul Maria. Pentru că îmi place foarte mult această carte, nu neapărat pentru că este prima, este primul roman pe care l-am scris, dar am propus aici câteva idei și anume această trecere de la o viață dezordonată sau de la haos către ordine. Se și zice, Iisus Hristos spunea, cine nu adună cu mine risipește. Practic, ceea ce întemeiază viața noastră are ca substrat sau ca substitut sau ca bază legea și cuvântul lui Dumnezeu. Practic, lucrurile și acțiunile și faptele din viața noastră, dacă sunt întemeiate pe adevărul revelat al lui Dumnezeu, adevăr care nu se schimbă odată cu timpurile istorice, ci oamenii mereu se schimbă, noi evoluăm, dar în această evoluție a lumii, noi nu, legea lui Dumnezeu nu se schimbă, ea este eternă, pentru că Dumnezeu este etern, este veșnic. Și noi, prin efortul nostru, prin procesul de evoluție, de culturalizare sau de descoperire, de creație, de cunoaștere științifică, estetică, literară, psihologică și toate palierele cunoașterii, practic noi adâncim în a trăi și a cunoaște legea lui Dumnezeu, care rămâne neschimbată. Și atunci, în acest roman, am construit 4 personaje. Unele dintre ele sunt împreună, dar sunt cumva antagonice. Sunt 4 personaje care de-a lungul romanului de tip Constelație, Singurătatea Tatălui, au diferite evoluții în viață. Am odată Maria cu Mihai, apoi am Rafael cu Dragoș. Și practic este această chemare, nu vreau să moralizez prin acest roman, dar în același timp este o chemare de trecere de la haos către ordine, de la o viață dezordonată către o viață foarte ordonată. Despre această alegere de a trăi și de a fi în ordine, în acord cu legea și cuvântul lui Dumnezeu. Dar această alegere nu e pur și simplu, cum am zice noi, și ales asta e treaba lui, nu? Alegerea este un proces îndelungat, presupune poate de multe ori suferință, poate durere, poate pasuri, poate stări greșite sau drumuri greșite. Alegerea nu este pur și simplu un act al simplității în existența noastră, ci este o angajare cu tot sufletul și de aceea, practic, invitația cărții este la a medita spre acest viitor pe care ne-l construim, dar care are la bază această construcție în legea lui Dumnezeu, nu în dezordinea lumii. Și o să vă citesc un pasaj, este un dialog dintre Dragoș și Rafael. Dragoș, scârbit, se îndreptă spre cămin. A vrut să fugă pentru că l-a luat frigul, dar încă era puțin amețit, așa că a renunțat și a mers la pasa gale. Asta era. Nu putea face mai mult. A ajuns până la urmă la cămin. În cameră, toți ceilalți dormeau, în afară de Rafael, care citea tolănit în pat, la veioza lui mică, ce nu lumina decât o pagină de carte. Când Dragoș intră în cameră, Rafael ridică mâna și îl salută. Dragoș ridică și el mâna scârbit și se culcă în pat, trântindu-se în el. Rafael nu observă nimic, se concentră mai departe în lectura lui și astfel era cât se poate de rupt de realitate. Până la urmă, el era un căminist care supraviețuia intelectual. Cam după o oră, când Rafael era cât se poate de închis în lectură, Dragoș, care nu putea să doarmă, se îndreptă șoptit. Îl întrebă șoptit. Rafael, tu o cunoști pe Corina? Da. Ce părere ai despre ea? Nicio părere. Cum nicio părere? Tipa se îmbracă tot timpul în negru. De ce? Vrea să meargă la mănăstire. Da? Se duce la mănăstire? Așa a spus ea. E o tipă interesantă. Și o iubești? Nu. Dar de ce nu o iubești? Nu pot. O văd ca o prietenă foarte îndepărtată.
dar vă întâlniți la biserică. Da, ne întâlnim, dar rar. Fiecare e cu treaba lui. Dar o respecti. Cum să nu o respect? Îmi place de ea. E o fată extraordinară, dar are înclinanțe de măicuță. Dacă îți place de ea, de ce nu o iubești? De ce nu te îndrăgostești de ea și nu o lași să plece la mănăstire? De ce, mă? Dacă asta e alegerea ei ca să-și închine viața lui Dumnezeu, pentru mine este extrem de frumos. Este chiar minunat pentru cine poate să facă asta. Să vă îndrăgostiți și să vă căsătoriți. Nu știu. Nu simt că ea ar putea fi soția mea. Știi ce mi-a zis odată Corina? Eu m-am îndrăgostit de ea de mai multe ori. Dragoș, nu te îndrăgosti de mine, că eu vreau să mă duc la mănăstire. Eu am înghețat și stupefiat i-am zis. Bineînțeles, Corina, cum să mă îndrăgostesc eu de tine? Dar în clipa aceea am simțit că o iubesc și că îmi doresc să fie a mea, dar să fie a mea ca femeie. Nu te lega de ea, ca ai să suferi. Las-o să fie curată. Ce vrei să spui? Că eu sunt murdar? Nu. Dar ea nu știe prea multe, nu știe mai nimic de tine și să știi că dacă ei a intrat asta în cap, asta va face. Chiar crezi asta? Sunt convins. Auzi, în seara asta am intrat într-un bar și am văzut-o pe ea sărutându-se cu altul, cu un bărbat, cu un bărbos. Pe Corina? Nu, mă, pe a mea, pe iubita mea, pe femeia mea. A, cu pictul. Deci știai. Nu știam, dar am văzut-o de mai multe ori în compania lui, am crezut că sunt doar prieteni, am crezut că știi și am zis că de ce să mă bag eu. Am bănuit că ei ar putea să știi tu. Mi s-a părut odată că mergeau de mână, dar am crezut că mi se pare, că halucinez eu. Dar cum sunt și cu capul în nori, am crezut că mi se pare. Rafaele, deci știai? Într-un fel, da. Deci așa și nu mi-ai spus. Nu știam, am bănuit doar. Știi că eu sunt paralel cu multe lucruri, mai ales cu asta. Dar poți să vezi. Da, se pot intui, nu e greu. Și pictorul îl cunoști? Pictorul e însurat, are 3 copii, nevastă, i-a născut pe al treilea. Dragoș între timp a venit la patul lui Rafael și stătea în genunchi. Cum? E însurat? Și câți ani are? Aproape 40. Și ce face? Păi e student și la restaurare, la teologie și arte plastice prin ultimul an. Și umblă așa cu femei tinere? De ce nu, dacă se poate? Dar ce caută la teologie? El știe, să ducă lumea în eroare. Deja Dragoș simțea că nu mai poate. Nu putea să-și explice, simțea nevoia să afle lucruri pe care el nu le știa. O să-l omor. Ei, cum să-l omori? El nu e de vină. Ea este cea care a încurcat bărbații. A încurcat bărbații? Că bine spui. Te felicit pe tine că stai deoparte. Tu ești fericit. Ești fericit de asemenea sufocări. Nu se știe până când. Și Rafael a oftat și a zâmbit amar. Tu chiar nu iubești nicio femeie? Nu încă. Nu am găsit-o pe aceea unică de care am eu nevoie. Încă nu mi-a trimis-o Dumnezeu. Poate că trebuie să mă rog mai mult pentru ea ca să o pot întâlni într-o zi. Hai să o întâlnești, pentru că ești un om bun. Nu sunt convins. Trebuie să ascult de Dumnezeu, cum va vrea El. Așa să fie cu mine. Dacă vrea El să mă căsătoresc, mă voi căsători. Dacă vrea să rămân singur, călugă în lume, voi fi așa. Totul este să ascult de El. Sunt pregătit să fiu singur până la 100 de ani. Important este să fiu liniștit și să nu mai îmi pierd liniștea asta. Și cum îl asculți pe Dumnezeu? Te lași în voia Lui și nu te mai lași distrus de faptele oamenilor și încet, încet cu El devii o forță puternică. Și așa mai departe, continuă cartea. Vă invit să citiți această carte, Maria, care este o frumoasă poveste de dragoste, dar în același timp are foarte multe problematici. Se referă la existența a 4 tineri. Este romanul primei iubiri, ca să zic așa, dar în același timp este o provocare pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru mine, pentru că am tratat această problematică a alegerii. Alegerea care nu este un fapt simplu, o chestie gratuită, ci presupune suferință, durere, drum greșit și până la urmă găsești cale. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Victoria Duțu și vă invit să citiți romanul Maria.
O zi frumoasă!